cu Hristos în săptămâna patimilor, principalele evenimente din Duminica Florilor și din săptămâna patimilor. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a patra. Bine v-am găsit, dragi elevi! Primăvara înseamnă revenirea la viața a întregii naturi după lunga iarnă. În acest anotimp are loc și cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, prin care oamenii au devenit și au revenit la viața cea adevărată, adică viața alături de Dumnezeu. În clipul de astăzi vom vorbi despre Hristos și vom descoperi împreună cum putem fi alături de El în săptămâna patimilor. Cu o săptămână înainte de învierea Domnului, creștinii vorbesc despre intrarea Domnului în Ierusalim. Voi știți cum se mai numește această sărbătoare? Bravo! Duminica Floriilor! În Duminica Floriilor, Mântuitorul este aclamat de mulțimi ca un adevărat împărat. Osana! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, deși el intrase în Ierusalim zmerit, călare pe un asin. Ce putem face noi? Să retrăim bucuria celor care l-au întâmpinat pe Iisus ca pe un împărat și asemenea lor cu ramuri de salcie în mâini să cântăm Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. După acest eveniment începe săptămâna patimilor Domnului. Voi știți de ce se numește săptămâna patimilor? Se numește astfel deoarece comemorează momentele importante care au avut loc în zilele premergătoare învierii Domnului. Este perioada de la flori până la Sâmbăta Mare inclusiv. În fiecare seară din această săptămână, la biserică se săvârșesc slujbe care amintesc cu evlavie de evenimentele petrecute. Știți cum se numesc slujbele de seară din săptămâna patimilor? Foarte bine! Slujbele de seară care se săvârșesc în săptămâna patimilor și care amintesc de evenimentele petrecute înainte de învierea Domnului se numesc denii. Cuvântul denie înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Voi participați la aceste slujbe? Excelent! În această săptămână, fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar și adânc. Haideți să vedem împreună ce semnificație are fiecare zi din săptămâna patimilor. Sfânta și Marea Luni ne aduce în față icoana tânărului Iosif, care a fost vândut de frații săi în Egipt. Istorisirea vieții sale este anticiparea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost vândut de Iuda. Sfânta și Marea Marți ne aduce în față pilda celor 10 fecioare, pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi permanent alături de Hristos. Sfânta și Marea Miercuri ne aduce în față simbolul pocăinței adevărate și al îndreptării omului care a greșit în fața lui Dumnezeu prin pasajul femeii care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Sfânta și Marea Joi este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viața Mântuitorului, pilda smereniei prin spălarea picioarelor ucenicilor, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimanii și începutul patimilor prin vinderea și judecarea Domnului în baza unor acuzații mincinoase. Sfânta și Marea Vineri ne aduce în față
Sfintele și mântuitoarele patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este cea mai tristă zi a întregii creștinătăți, fiind ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost condamnat pe nedrept și răstignit pe cruce. Aici Mântuitorul a întins brațele ca să cuprindă întreaga omenire și s-a rugat Tatălui din ceruri: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Sfânta și Marea Sâmbătă ne aduce în față îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea sa la iad. Mântuitorul a îndurat toate din dragoste pentru noi, ca a treia zi, duminica, să ne aducă bucuria învierii. Să reținem. În Duminica Floriilor sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. În săptămâna patimilor, fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar și adânc. Slujbele de seară din săptămâna patimilor se numesc denii. La cina cea de taină, în Joia Mare, Domnul Iisus Hristos a instituit taina Sfintei Euharistii. Ne jucăm și învățăm. Asociază acțiunea din coloana A cu ziua săptămânii corespunzătoare din coloana B. Unei zile îi pot corespunde mai multe acțiuni. Foarte bine, te-ai descurcat excelent. Depus la suflet. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Webografia imaginilor.